Hello! Asta este primul clip care are legătură cu vacanța noastră, așa că o să fac acum câteva introduceri și o să vedeți că azi, duminică, când vedeți voi clipul, apare treaba asta cu bagajul, da? Bun. Pe care miercuri vine vlogul din vacanță. Deci, suntem în Bulgaria în acest moment. La noi este ultima zi, este sâmbătă. Am stat aici de pe 3? Luni. De luni. Și astăzi urmează să plecăm. Era o idee să vă filmez bagajul la începutul excursiei, să zic așa, vacanței, pentru că o să vedeți că am pensurile în murdare, în fine, chestii consumate, dar astăzi am reușit, pentru că e un pic mai frig afară, în fine. Suntem la Golden Beach Park Hotel, așa se numește, la nisipul Roi de Aur și mai multe despre cazări și o să vorbim în vlog. Deocamdată vreau să vă arăt ce am adus cu mine, că bagajul lui Andrei, care filmează, by the way, mulțumesc foarte mult, e un trepied foarte dedicat, nu o să-l vedeți, pentru că foarte interesant. 5 tricouri, 3 perechi de pantofi. Hei. Bun, hai să vă arăt ce haine mi-am adus. Pijamale și chestii de murdare sunt, să știți, acolo, în alea nu umblăm. Bun, acestea sunt pijamale pe care le-am purtat. Asta e pijamăluța, e de la Sinsei și e super parfumată, că le-am parfumat de acasă. Am avut în total 3 perechi de pijamale și pe astea nu le-am purtat, deci astea sunt curate. Așa, o geacă pe care n-am purtat-o, pentru că până astăzi n-a fost nevoie. Dar astăzi e destul de răcoare și hanoracul pe care nici pe el l-am purtat până azi, dar cred că azi o să-l iau, pentru că merge să ne plimbăm pe plajă înainte să plecăm și pare că e cam friuț. Bun, după aia mi-am luat această salopetă pe care am purtat-o. Super drăguță e. O să o vedeți în poze pe Instagram. Așa. Treaba asta, care e o rochie, dar după ce am purtat-o ca și rochie de plajă în Galați la Deliria, mi-am dat seama că e super faină ca rochie de plajă și îmi place, cred că chiar mai mult decât ca rochie închisă. Și am purtat-o de câteva zile, chiar. Așa. După aia, un mai eu scurt și biker shorts, fără de care nu pot pleca nicăieri. Așa. Și o rochie de plajă cu buline. După aia, rochia asta, cum am zis că îi spunem, scoică bufantă? Da. Pentru că materialul, nu știu dacă voi vedeți pe cameră, e așa de scoică bufantă, e de pe Outlet Mag asta și mi-a plăcut super mult să o port. E foarte drăguț așa și atrage atenția, dar mi se pare foarte nice. Așa, perdeaua, care mi-a plăcut și asta foarte mult. Deși unii oameni îi făceau glume la 11 noaptea pe plajă că aș putea arăta ca o mireasă fantomă. Păi chiar puteai. Da. Sincer. Mi-a plăcut super mult. Sperei marinarii. Care marinar poți? Pe mine. Tu ești marinar? Da. Așa, o altă rochie, care pentru mine e o rochie de purtat doar la mare, pentru că e așa cam... Și ai senzația că o să-ți iasă ceva, știți? În fine, are spatele gol și am purtat-o și pe asta. Ori în asta mi-ai făcut vreo poză, dar mai mult pentru de pisică în față. Deci nu e nicio pisică în jur. Bun, o altă rochie. Pe asta l-am purtat-o. S-a ținat așa drăguță. Foarte drăguță, dar nu am găsit ocazia să o port. Așa, o altă rochie pe care n-am purtat-o e asta. Deci vă place cum mi-am așezat aici toate hainele frumoase, acum le deranjez și va trebui să deranjez. Da, deci pe asta n-am purtat-o. Pe asta n-am purtat-o niciodată. De fapt, am purtat-o odată. Am ieșit din casă cu ea, trebuia să plecăm undeva, dar ne-am răzgândit pe drum și ne-am întors acasă. Serios? Când? O să zic după. Așa, că s-a stricat mașina. Ah. Da. Salopetă, foarte faină. Îmi luasem și tocuri, sandale cu top pentru ea, pentru că e foarte lungă, deși eu sunt o tipă înaltă, e destul de lungă pentru mine și cu tocuri vine perfect. Dar n-am purtat-o nici pe asta, pentru că n-am purtat tocurile, pentru că ne-am luat degeaba, imaginam că să fie așa mult mai fancy pe aici, dar sunt de urcat și de coborât scări și nu mai să cad de pe tocuri, nu cu ea. Rochia asta foarte drăguță, am purtat-o de multe ori la masă, enervante care bretele dai pică. Așa, tricoul meu cu fetițele Powerpuff, așa cum avea și o fetiță de 10 ani de aici, de la noi din resort. Cred că era mai mică chiar. Mai mică de 10 ani? Posibil. Da. E bine. Și rochia pe care am purtat-o pe drum când am venit și care este absolut minunată. Deși eu am luat-o, am cumpărat-o ca rochie de eveniment pentru cununia de ani. O găsesc o rochie foarte comodă și unor o port efectiv și prin casă, când vreau să mă simt așa feminină, drăguță și să fiu și comodă, e perfectă pentru asta. Am terminat cu hainele. Haideți după această plasmă de ultimă generație să vă arăt ce mai am pe aici. Ochelarii, pentru că n-am ochelari lor ca să par și eu fancy. Clamă, chestii. O să le iau așa în ordine, că altfel mă pierd. Bun, pe aici am tot felul de chestii. Poți să te apropii. Am luat, mă rog, pastile, colebil în caz de orice, de asta de durere. Din fericire am fost ok amândoi tot concediu. Pe aici am tot felul de mostre.
nipple și covers, da? Au fost foarte buni. Nu știu de ce aveam eu senzația, țineam eu minte că nu era ok. Am folosit, am avut două perechi, practic. Am folosit o pereche și au rezistat foarte, foarte bine. Deci trebuie să mai mergem în jumbo, să mai iau, pentru că sunt foarte fain. Așa, aici am niște mostre. Câteva dintre ele sunt consumate. Cremele astea de la Apivita Queen Bee sunt foarte, foarte faine, le ador. Deci îmi plac tare mult, mi se pare că lasă fața super. La fel, uleiuri, chestii, mă rog. Mostre, astea toate trei sunt consumate, dar le-am aruncat aici pentru că vreau să le reciclez. De fapt, nu, cred că o să le punem mai întâi la Empties, tot de la Apivita Queen Bee. Așa, acid hialuronic nu prea am folosit, tot felul de din astea, mostre din astea. Cu mineral 89 probiotic fractions și toate un pic începute și tot nu le consum, un balsam de buze foarte random. Și ăsta ce este, un Atoderm, o cremă de asta reparatoare pentru piele. Bun. Asta este un produs pe care l-am cumpărat de aici, o să vedeți în vlog despre ce este vorba, la Ferris Species, o să vedeți în vlog, nu intrăm în subiect. Paranteză foarte fericită. Sunt așa. Așezăm totul. Aici am o plasă de păr. Nu-i plasă, e de asta cască de duș. Așa, dischete nemâncate de puf. Treaba asta pe care am luat-o să-mi fac bucle, dar n-am folosit-o deloc. Oricum am avut părul prins mai toată ziua. Biguri, lame de față, pensetă de asta de cuticule. Asta e pentru periuțele de dinți. Nimic foarte interesant. Așa, aici avem SPF. Am avut, mă rog, aici este SPF-ul ăsta, care este gol, aproape. Așa, pe care l-am folosit și suntem mulțumiți. Chiar dacă a fost, mulțumesc, 22 de lei, dacă a fost foarte ok. După aia, SPF-ul ăsta, inițial n-am fost mulțumită, adică nu că n-am fost mulțumită, inițial m-a enervat, sincer, pentru că are pompița asta super greu de apăsat, dar vă zic că mi s-a părut cea mai rezistentă la apă dintre toate trei, având așa o textură de ulei, cumva. Deci chiar mi s-a părut super și am tot folosit-o, dar mai am în ea. Și altrui SPF 30, recomandarea voastră. Îmi place tare mult textura ei, are doar SPF 30, dar mi s-a părut că a protejat bine și o am și astăzi pe față sub machiaj și mi se pare că machiajul s-a așezat super, super bine. Uu, dar ce tehnică de filmare! Ignorați SPF-ul de pe oglindă, vă rugăm. Ne dădeam din cameră ca să fim sigur că e tot ok. Da, deci e foarte ok SPF-ul ăsta, într-adevăr, nu e sticky. Pe față mi-l aplicam așa în două straturi și e foarte bun. Tu ai folosit pe ăsta? Da, am folosit odată. Nu, e fain. La început pare că lasă film alb. Nu știu ce înseamnă asta, dar te cred. Mă bucur. Așa, peria de păr și pufurile de la Meloni sunt extraordinare. Pufurile astea de păr sunt de la cordonul ăla depus în cap, dar le folosesc zilnic pentru că sunt cele mai fine pufuri de păr pe care le-am avut vreodată. Deci sunt super mișto și peria care e genială și, doamne, văd că s-a strâmbat un pic. Bun, clamă. Aici am tot felul de chestii. Balsam de buze de la Carmex, SPF 15. Am vrut să-l am la mine care are SPF. E singurul meu balsam de buze cu SPF. Am niște parfumele mici. Ăsta e sur la Land de la Yves Rocher și asta este cum se numea? Libra de la ISL. Așa, asta care miroase a portocală, după cum zice cineva tot timpul când mă dau cu el. Dolce & Gabbana Live Blanc. Crezi că o să termin parfumul ăsta? Dar uite că nu știu ce n-am putut asta. Vezi, m-am dat pe gât, se întâmplă și la mine. Cazirare. Așa, și cam asta am avut la capitolul parfum. Am aici un deodorant așa mai natural cu cocos pe care l-am luat să-l folosesc. Rimelul ăsta pentru păr de la Meloni pe care îl testez în momentul de față și sunt foarte încântată de el. Îl testez comparativ cu alte rimeluri pentru păr pe care le-am în casă și asta mi se pare că e cel mai blând cu părul, dar e și super eficient, adică nu-l face așa țeapă cum fac altele și mi-am luat la mine acest terminator pentru față și corp, pe care nu l-am aplicat niciodată, dar l-am luat pentru că o zi înainte să plecăm, l-am aplicat, mai știi că m-am dat cu toată cu iluminator, da. Când am ieșit în oraș și a arătat super și am zis că le-au cu mine să-l folosesc, dar parcă mi-era așa să-l pun în SPF, în fine. Aici am câteva bijuterii. Asta a venit cu cusele pentru telefon, dar e super, super nice așa și am zis să le refolosesc, am mai multe bijuterii, foarte interesant. O brățară, am două cuse la mine, pe asta și pe cea albastră cu valurile mării. Așa, aici am pensule, tic, murdare, o să le spăl când ajung acasă. Așa, mă rog, ăsta e de aici, e de la de cusut, pe care vrem să-l luăm, ok? Pentru că acasă n-avem. Și poate să avem nevoie vreodată viață, că i-am recunoscut. Am luat paleta Mini Breaker. O să ne vedem. Te vezi? Hei! Așa, pentru oglindă și bine am făcut că am luat-o, plus că fardul ăsta e foarte fain și am purtat și fardul ăsta. Cred că atât. Dar e drăguță și e fain care oglindă. Bun, hai să vă arăt și ce machiaj am. O să-l scot și vă arăt. Nu am folosit tot ce mi-am adus, dar pentru că am venit cu mașina, sincer, am făcut așa
abuz. Nu sunt foarte multe, adică mi-am adus doar un singur produs de față, care e produsul meu preferat din ultimul timp. BB Cream Unoderm, SPF 30, foarte bun, genial, extraordinar. Un primer de la Bourjois, m-am gândit eu că o să mă ajute și chiar m-a ajutat în anumite momente când eram dată cu cremă de mai multe ore. De la Bourjois, pastilutele astea, produsele le știți, că pe unele le-ați văzut recent, că tocmai le-am primit. Și pe altele le știți de mai demult, mă rog, rujuri n-am purtat. Decât ce am purtat, am purtat pe astea două atât. Și pe ăsta? Nu mai știu. În fine, pudră, anticearcăn, aici am gelul de sprâncene, bureței, chiar dacă știu că ăsta mănâncă produs, tot îmi place mai mult decât ăsta, mi se pare că ăsta e mult mai moale, ăsta din Primark, un alt anticearcăn care este terminate, paletă, rimelul ăsta o să vedeți chiar în vlogul următor de la mare de aici. Cum mi se pare că am făcut un first impression, de la zi la zi mi se pare că parcă se aplică mai bine, arată mai ok pe gene, dar în prima zi, o să vedeți, băi, cum mi s-a părut, nu vă dau foarte multe spoilere, mi-a căzut un capac, chestii pentru sprâncene, tuș, creioane și cam asta este, plus ondulatorul de gene și cam asta e aici. La capitolul costume de baie, veniți, vă rog să vedeți, nu o să vi le arăt așa pe toate pe rând, că le cam știți. Cam așa, astea sunt, am mai multe și le-am purtat aproape toate, n-am purtat pe ăștia doi, sunt niște chiloți snipi. Așa, treaba asta, perdeaua pentru plajă care îmi place super mult. Două poșete am avut la mine. M-am gândit bine să o iau și pe asta pentru că m-a ajutat când mergeam la masă să-mi țin telefon și ce mai aveam, pentru că eu n-am buzunare la nimic. Deci mi-am dat seama că n-am buzunare la nicio rochie, la nicio nimic. Efectiv, zero buzunare, e foarte enervant. Și geanta asta care îmi place super mult, ăștia nu sunt ochelarii mei de soare. După care, rogojina, care ne-a ajutat și ea, pentru că n-am luat șezlong în nicio zi, pentru că noi, de fel, nu prea stăm pe șezlong, adică noi mergem la mare ca să stăm în mare și să mai stăm un pic, să ne mai încălzim. Așa? După aia, vă ziceam că n-am purtat deloc sandalele cu toc. Le-am luat la mine foarte optimistă, dar nu mi-a ieșit. În fine, foarte frumoase, o să le port în București. Le-am purtat cel mai mult pe astea de la mama. Așa, pe astea le-am purtat într-o zi și cam atât pentru mine. A, și eu mai am șlapii. Foarte util. Și acest colac pe care voi îl vedeți dezumflat, dar să știți că l-am umflat și l-am și folosit. Oare te-am filmat vreodată stând pe colac? Mai mult el a stat. Cred că da, nu? Poze, sigur am. Poze? Hai să mergem și la noptieră ca să vedeți. Că și aici avem lucruri foarte interesante, efectiv 3. Am luat la mine crema asta pentru călcăie care m-a ajutat super mult. Deci chiar vă recomand. O am acasă în dublu exemplar. Pune focul, se vede, ok? Da, a pus. Așa, deci m-a ajutat super mega mult, aplicam multă pe călcâie seara și chiar n-am avut probleme. Eu la mare am probleme foarte, foarte mari, de obicei e gravă treaba, dar vara asta a fost ok. Și almond, cred că așa, milk, e un decor din care mai am foarte puțin și îl aplicam seara pe mâini ca și cremă de mâini, clamoroz și apă, mă rog, încărcător și asta care nu e a noastră. Am uitat să vă prezint ceata de plajă pe care o am de la Notino. Nici nu știu exact dacă am primit-o eu de la o comandă sau am primit-o de la voi. Oricum, e foarte utilă. Din păcate s-a cam decolorat, dar cred că e normal cu gențile de plajă. Și îmi place foarte mult, e așa mare și încăpătoare. Și acum, baia. Îmi pare rău de lumină și de dezordine și prosoapă și așa, dar aia e. Bun. Periuță de dinți electrică, duș bucal și o pastă de dinți bulgărească, pentru că am uitat să iau pasta de dinți. Și am luat-o de aici, Aqua Fresh. În fine, e bună, am nimerit-o bine. Și aici mai sunt câteva produse pe care le-am adus pentru că le folosim tot timpul și mi s-a părut utile să fie în baie. Crema de la Noderm cu extract de melc, cu mucină de melc, foarte fain. Am folosit-o amândoi în fiecare, că fiecare stii de știu cu ea, nu? Aproape. Super bună este, deci hidratează și după soare chiar mi s-a părut foarte faină. Așa, crema pentru păr, am luat crema asta pentru păr de la Milkshake pentru că scrie pe ea că are 12 efecte, printre care și protecția solară. Și mă rog, cam toate produsele de păr care au silicon protejează și de soare, dar asta m-a încântat așa că scrie pe ea. Ok, m-a convins. Așa, o cremă de păr de la Dove care este aproape pe terminate, super bună este și e suficient de hidratantă, dar nu foarte grasă cât să te deranjeze acum cât e cald și foarte frumos miroase, deci mirosul e viață. Uleiul meu de păr preferat din ultimul timp, Magic Argan Oil, genial, am aplicat
foarte mult în fiecare zi, să protejez părul de soare. Am luat din greșeală două ape micelare la mine, care este aceeași chestie, nu știu cum s-a întâmplat. Vedeți, asta e varianta mică, de 20 ml, asta e varianta de 100 ml. Sper că se văd la lumina asta oribilă din baie. Așa, pentru demachiere, nu m-am machiat în fiecare zi, dar m-a ajutat. Produsul ăsta de la Yves Rocher, o cremă de păr, care îmi place. O altă cremă de corp și pe asta mă așteptam să o folosesc mai mult, dar mai mult am folosit-o pe asta, sincer. Mango și coriandru, mirosul vieții mere, efectiv. Așa, aici am avut niște mască de păr pentru că m-am și spălat pe cap. Și din fericire mi-a ajuns, mi-a fost teamă că nu mi-a ajuns, dar a fost ok. Deodorantul de la DAP cu pară, super bun. Apa termală de la Avon am folosit-o pe plajă mai mult. De exemplu, la un moment dat mi-a intrat ceva în ochi și am pus apă termală pe un șervețel și m-a ajutat foarte mult. Și mai aplicam așa pe față să mă răcoresc. Ok, aici în aceste mini ambalaje, nu știu cum să le zic, am pus eu tot felul de demachiante din astea. Gen, aici este balsamul demachiant, nu știu la ce brand e, unul foarte bun oricum. Și ăsta este de la Yves Rocher, un gel demachiant. Și sunt foarte bune ambele, deși au texturi destul de diferite. Așa, și pe aici am două geluri de curățare. Ăsta este de la CeraVe și este mai hidratant, așa ca o cremă care face un pic de spumă, și ăsta este un pic mai dur. Mi se pare că curăță mai bine. Așa, și creme. Aici mai avem una Toderm și una de la Uriaj, care sunt genul ăsta de creme super simple, grase, care repară bariera pielii și după soare chiar era indicat. Bun, și cam asta avem în baie. Și mai erau două produse în duș, și anume gelul de duș de la Nivea, Starfruit. Și aici am un șampon. Și uitați cât de puțin șampon am folosit la o spălare pe cap. Mie nu vine să cred. Deci era plină chestia asta. Uitați ce puțin am folosit. Eu cred că tu folosești mai mult ca mine. Posibil. Și gen mi-a curățat bine părul, adică da. Și cam asta cu baia și cam asta. Mai am ceva de arătat? Nu cred. Cred că atât. Ah, ok, o să încheiem clipul din baia. Atunci vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Sper că v-a plăcut acest clip interesant, așa, interactiv, mișcat, prin casă, să vă arăt ce am luat cu mine, cu noi, în vacanță. Urmează, v-am zis, vlogul de aici și alte clipuri drăguțe, interesante. Da, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și stați pe aici pentru că vine vlogul. V-am pupat și mulțumiri speciale cameramanului. Cu plăcere, cu plăcere.